Polițiștii de frontieră din cadrul ITPF Sighetu Marmației au descoperit și confiscat la frontiera verde aproximativ 38.000 de pachete cu țigări în valoare de peste 450.000 de lei, marfă ce urma să fie comercializată pe piața neagră de desfacere din zonă. Pe data de 23 noiembrie, polițiștii de frontieră din cadrul Poliției de Frontieră Brodina, județul Suceava, au declanșat o acțiune pe linia contrabandei cu țigări în zona de responsabilitate. Astfel, în jurul orei 1, polițiștii au observat în apropierea frontierei de stat, pe direcția localității Falcău, mai multe persoane care se deplasau dinspre frontiera de stat către interiorul țării, transportând în spate colete voluminoase. Polițiștii de frontieră au acționat pentru interceptarea acestora, efectuând somațiile legale prin voce. Însă acestea nu s-au supus, au abandonat coletele și au fugit, dispersându-se în direcții diferite. În cel mai scurt timp au fost anunțate și autoritățile ucrainiene despre caz în vederea cercetării în comuna evenimentului de frontieră, concomitent cu dispunerea unor măsuri de supraveghere și cercetare a zonei. La fața locului au fost descoperite mai multe colete cu țigări de proveniență ucraineană, care au fost transportate la sediul sectorului, unde, în urma inventarierii, a rezultat cantitatea de 24.500 de pachete cu țigări de proveniență ucraineană în valoare de 286.650 de lei. Țigările au fost ridicate în vederea confiscării, iar în cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă, precum și în vederea depistării tuturor persoanelor implicate și a documentării întregii activități infracționale. Un alt echipaj al Poliției de Frontieră din cadrul aceluiași sector a descoperit în aceeași zi, în apropierea frontierei de stat, pe direcția localității Brodina, județul Suceava, 7 colete cu țigări de proveniență ucraineană. Coletele au fost transportate la sediul sectorului, unde, în urma inventarierii, a rezultat cantitatea de 10.480 de pachete cu țigări, în valoare de 122.600 de lei. Întreaga cantitate de țigări a fost ridicată în vederea confiscării, iar în cauză se efectuează cercetări în vederea depistării tuturor persoanelor implicate și a documentării întregii activități infracționale.